Bine ați venit pe canalul Erica Kids Show! Avem o surpriză pentru voi, dragi copii! Mare pentru voi! Să vedeți ce surpriză am eu pentru voi! Să dați like-uri, abonează-te și de subscribe la canalul meu! Avem o surpriză să scoatem din spate, avem o păpușică Trolls, adică este Poppy. Are păr moale, are coroniță, are ochișori și o mânuță așa de mică și o rochiță. Vedeți un păr moale, mai am ceva spatele mare. Mare de Trolls. Ia uitați, ăștia sunt prietenii. E un roboțel, este un... Uitați! Vă place? Am o nouă colecție de Trolls. Ia uitați, prietenii. Ia uite pe Poppy, adică ea e. Eu nu l-am testat plus. Știți, copii, l-am cumpărat pe ăsta, am instalat jocul Trolls și nu merge, că pentru că l-am deja în schemă pe ăsta. Și l-am cumpărat pe Poppy și apoi îmi trebuia unul cu șapcă verde și cu păr verde, da? Acum o să desfacem colecția. Ia uitați ce avem aici. Ia, este Poppy. Asta urcă până aici și ia e. Am aici de astea magneți, vedeți cum sunt? Are părul albastru și vreiam să-l cumpăr pe ăsta, dar să mai vedem ce avem noi aici. Ia uitați, am primit azi, m-am dus la Carrefour și m-am primit niște cartonașe Trolls. Asta și cu asta mi-o picat. Și asta mi-o picat dublură. Și trebuia să-mi pice mai multe ca să am și eu. Mi-o dat trei cartonașe de Trolls. Acum avem un copăcel pe care este aici. Eu nu l-am. Nu le-am pe toate, aproape pe toate. Ați înțeles? Uitați cum arată și uitați aici. Deci, o am păpușică din McDonald's Arena Mall. Știți? Și aici am un roboțel pe care l-am și păpușă pe ăsta. Eu am și pe asta păpușică mică. Ca ăștia de aici. Eu nu am pe asta păpușică, eu am ăsta pluș. Vedeți cum arată? Trolls scrie aici. Vedeți cum vine? Ăsta l-am vroiam eu să mi-l cumpere. Să mi-l cumpere cineva, adică tati, să-mi cumpere un de ăsta. Și eu zicem că nu l-aș vrea pe ăsta. Mi-a trimis poză și nu-l vroiam pe ăsta. Mai bine o vroiam pe Poppy. Și uite că mi-a dus-o. Trebuie să faci o poză la o etichetă. Și eu am încercat la jocul ăsta. Am pus eticheta acolo. Și am zis că nu merge, pentru că trebuie să ai alt pluș ca să poți să scanezi
codul ăla. Și pentru că nu am mers în jocul, n-am din instalat, că nu mai vroiam să fie. Știți? Și acum închidem colecția. Avem aici Carrefour. Carrefour de toate. Știți? Așa, deci ăsta e la noi. Am și eu un Carrefour. Ăsta acum este. E al meu. Ăsta e al altcineva la Focșan, poate. Unde a mers? Cineva să cumpere? Colecție! Eu m-am dus, am văzut colecție și iar am văzut plușuri. Uitați, ăsta e al nostru. Ăsta nu e al nostru. Am greșit. Scuzați-mă. Eu acum m-am dus aici, am mers cu tati la magazin. Sau nu cu tati. Cu cineva, cu mami. Și tati a rămas cu frățiorul meu acasă. Adică am un bebeluș. Așa. Și acum o să vă arăt colecția. Are aici numai sclipici. Și pe spate are ceva ce scrie aici. Trebuie să arunci la gunoi dacă ai rupt foaia. Adică colecția, să nu o arunci. Trebuie să o folosești. Pentru că aici se aruncă la gunoi, vedem? Uitați, se aruncă la gunoi. Dar de ce oare se aruncă la gunoi? Pentru că poate nu mai folosești? Dar de ce nu mai folosești? Dar de ce? Uite! Dar de ce nu mai folosim colecția asta? O să folosim. În continuare să folosim. Da? La revedere! La revedere, dragi copii!